ce au în comun aristocrații britanici și rapperii americani. Ambele categorii au bani să își cumpere un Bentley și chiar își cumpără. Și alta asemănare, fiecare categorie crede că ceilalți nu își merită banii. Avem noul Bentley Bentayga Hybrid, facelift first edition. De ce este hibridă? Asta pentru că 20% din toate Bentayga-urile pre-facelift au fost vândute hibride, plug-in hybrid, iar în China 45% din clienți aleg această versiune. Prețurile sunt identice cu versiunea V8, asta înseamnă că acum nu mai trebuie să-ți alegi decât performanță sau economie sau ecologie sau mers pe electric. Hai, Bentayga Hybrid! Bentley Bentayga, hibrid sau V8, are un preț de pornire de 196.000 de euro cu TVA inclus în România. Versiunea First Edition pe care o avem noi aici are opțiuni de 40.000, mai mult de 40.000 de euro, costă 240.000 de euro. Inclusiv vopseaua aceasta Extreme Silver cu accente aurii, arată demențial. Ce trebuie să faci dacă vrei să-ți cumperi un Bentley? Deocamdată nu poți să-ți cumperi Bentley prin AutoVantage, dar îți poți cumpăra o mașină nouă prin AutoVantage. În schimbul sumei de 49 de lei pe care tu ne-o oferi nouă, noi negociem în numele tău și tu primești mai multe oferte de la dealer. Alegi mașina ce ți se potrivește și pleci acasă cu ea, cu mașina, dar și cu un card de Rompetrol Fill & Go în valoare de 150 de lei. Și dacă tot vă luați card Fill & Go, vă recomand și un card de fidelitate. Cheltui bani, primești puncte și obții alte produse la reducere. Bentley Bentayga Hybrid este un plug-in hybrid, ceea ce înseamnă că în portul din dreapta bagi benzină FXS și în portul din stânga îți încarci mașina gratuit la stațiile de încărcare Rompetrol, la stațiile care au și stații de încărcare. Bentley are recordul de SUV-uri pe Pikes Peak cu Bentayga și are recordul de mașini de stradă cu Conti GT, ceea ce înseamnă că un proprietar de Bentley, atunci când își cumpără mașina, dorește să și conducă, să aibă și o experiență de condus. Și ce ai nevoie atunci când te duci să conduci? Ai nevoie de o pereche de pantofi sport de condus, cum am eu, de la Spark of Fashion. Și pentru că este frig, mi-am luat și de la dressit.ro o geacă foarte călduroasă de iarnă. Numele de Bentayga vine de la formațiunea muntoasă Rogue Bentayga din Spania, considerat monument istoric. Astfel, Bentley au luat acest nume care seamănă un pic cu numele companiei și l-au transpus în SUV-ul lor de clasă mare. 1 miliard de euro a investit Bentley în fabrica de la Crewe, unde este asamblată această mașină, însă caroseria este fabricată la fabrica Zwickau din Germania, acolo unde se făceau trabanturile înainte. Este transportată în Anglia, unde este vopsită, și apoi la Crewe, unde se asamblează restul mașinii. La facelift, grila a fost schimbată, seamănă mai mult cu cea de la Flying Spur, farurile au fost și ele redesenate, sunt matrix LED cu un interior de cristal și 48 de LED-uri individuale în fiecare far. Peste tot mai găsim radare și sub numărul de matriculare avem una bucată cameră pentru sistemul Night Vision. Există și un pachet estetic sport, se numește grila Matrix, unde ai botul ceva mai sportiv. Îl găsești opțional pe Hybrid, standard pe Bentayga S și pe Bentley W12 Speed. Mașina cântărește la gol peste 2,6 tone, ceea ce înseamnă că are nevoie de frâne imense. 400 de mm pe față, 380 mm pe spate. Jantele sunt cele de iarnă, nu sunt cele cu care vine mașina în mod normal. Mai găsim aici o grilă Bentley, dar este falsă. Inscripția Hybrid, să știi ce mașină ai. Evident, avem keyless, iar ușile acoperă pragurile ca să nu te murdărești și când închizi mașina, evident, ai soft close. Mergem și în spate, unde este fix aceeași poveste, iar pe stânga avem portul de încărcare pentru cablul de încărcare Type 2. Ce mai trebuie spus? Suspensie pneumatică,
bare stabilizatoare active cu 48V și suspensie spate multilink. Hai să ajungem la spate, unde au fost schimbate stopurile. Și vreau să vă arăt un lucru. Așa arată semnalizările, sunt dinamice. Dar revenim imediat la semnalizări. Eleron cu al treilea stop de frână integrat, cameră de marș arier cu spălător și guri de evacuare reale. Ele sunt reale, dar aceste terminații sunt ornamentale, sunt niște extensii, cum își pun femeile extensii de păr. Dar vreau să vă arăt un singur lucru, înainte să trecem la portbagaj. Ce se întâmplă dacă tu deschizi portbagajul, l-ai deschis, da? Nu mai ai stopuri. Și dacă ești în avarie și trebuie să ai avariile pornite sau stopul de frână, ce faci? Ei bine, cei de la Bentley s-au gândit și au mutat semnalizările spate acolo. Dacă închizi portbagajul, ele semnalizează jos și în momentul în care s-a încuiat portbagajul, se trece la semnalizările normale. V-am arătat deja că portbagajul se deschide din cheie, se deschide și din interior, dar unde e butonul? Aici, unde este? Este exact aici, pe bâul de la Bentley. Este haion acționabil electric, avem un volum de 480 de litri cu doar 4 litri mai mic decât Bentayga normal. Nu avem podea falsă deoarece aici avem bateriile, dar avem sistem de coborâre al portbagajului din spate. Avem și lumina, avem și priză de 12V, însă nu poți rabata bancheta din spate, din portbagaj, trebuie să tragi de mânerul care se află în interiorul mașinii. Bentley a ales această soluție deoarece nu crede că vor exista proprietari de Bentley care să-și pună televizoare sau frigidere în spate și să transporte obiecte voluminoase. O Bentayga o poți avea cu 4, 5 sau 7 locuri, însă pe hibrid vine doar cu 4 sau 5 locuri. Și dacă vrei să închizi mașina, ai butonul aici. Însă, hai să vă arăt ceva rapid, scurt. Aici avem triunghiul. Ei bine, în America triunghiul nu este obligatoriu, ceea ce înseamnă că americanii primesc doar compartimentul gol. Prima surpriză la Bentayga, avem un singur amortizor la capotă. Au pus unul singur deoarece proprietarii de Bentley nu vor deschide capota niciodată, pentru că nu au de ce. Dar avem o antifonare foarte frumos desenată și aici inscripția hybrid, la fel cum o regăsim pe praguri. De ce există această mașină hibridă? Simplu, pentru că 90% din proprietarii de Bentley nu merg mai mult de 30 de km pe zi cu mașina și astfel autonomia pe care ți-o oferă mașina, 50 de km NEDC, 40 de km VLTP, este mai mult decât suficientă pentru un proprietar normal de Bentley. Dacă dorește să se ducă la drum lung, atunci are motorul cu ardere internă care își va face treaba exact ca la o mașină hibridă normală. Bun, hai să vorbim un pic. Motor 3.0 TFSI este același motor pe care îl găsim pe mai multe modele ale grupului Volkswagen. 340 de cai putere, de la 5.300 la 6.400 de rotații pe minut, dar cuplu 450 Nm, de la 1.340 de rotații pe minut până la 5.300. Nu ai torque gap. Trage cuplu de la 1.340, după aia de la 5.300 preia puterea. Ce înseamnă că motorul este foarte elastic și poate să transporte mașina aceasta chiar dacă nu ar avea sistemul hibrid. Bun. Mai avem 128 de cai putere de la un motor electric integrat în cutia de viteze și încă un cuplu de 400 Nm. Împreună avem 449 de cai putere, 700 Nm, ceea ce îl face cel mai puțin puternic Bentley pe care ți-l poți cumpăra la ora actuală, dar și cel mai economic. Cutia este ZD8 HP-ul pe care se pune de la BMW-uri la Jaguar-uri la o grămadă de mașini, este probabil cea mai bună cutie automată cu convertizor de cuplu la ora actuală, duce până la 900 de Nm cuplu pe benzină și 1000 pe diesel. Performanțe. Deci am spus 2,7 tone, 5,5 secunde până la 100 de km pe oră, viteză maximă 254 de km pe oră. Din nou, este cel mai puțin rapid Bentley pe care ți-l poți cumpăra, nu este lent deloc. Și viteza maximă este atât de mică deoarece la un model hibrid sau plug-in hibrid, viteza maximă este dată de motorul termic. Nu avem treapte de marș arier, mergi cu motorul electric când mergi în marș arier practic. Adică nu va porni niciodată motorul pe benzină în marș arier. Consumul ei zic 3,5, un consum realist este undeva de 12, dar pentru un Bentley să ai consum de 12, cât am scos eu cu mașina, nu este deloc rău, bine că nu este 30, cât am avut noi în episodul cu Bentley Conti GT versus Mercedes E-Class Plug-in Hybrid. Aceasta este și cheia metalică, grea, premium și
culmea că o poți desface și să scoți cheia normală ca să încui torpedoul. Mai are rost să spunem că materialele sunt efectiv la superlativ, materiale, asamblare, tot. Un Bentley este construit ca la carte. Nu-i găsești cusuri din acest punct de vedere. Pachetul First Edition vine cu această tapiserie, aceste ornamente de lemn unde scrie și First Edition acolo în dreapta și mai vine și cu sistemul de sonorizare Naim for Bentley care se aude demențial. Efectiv, nu am alte cuvinte să-l descriu. Un detaliu interesant, volanul. Acum acusăturile sunt pe interior, nu mai sunt pe exterior cum era la versiunea pre-facelift. Teoretic se simte mai bine în mână, așa o fi. Spații de depozitare avem multiple, inclusiv wireless charging, două suporturi pentru pahare și o cotieră capitonată cu ceva cauciuc, unde regăsim și cele două prize USB-C ca să-ți încarci telefonul sau să conectezi la Apple CarPlay și Android Auto, deși ai și Apple CarPlay și Android Auto wireless. Nu mai vorbim de multiplele reglaje de la scaune, poți să-ți reglezi fiecare centimetru din scaun și dacă te ține buzunarul, poți alege și această trapă care este imensă. Și un lucru interesant, dacă tu vrei să o deschizi sau să închizi cozorocul, ai două butoane separate, au comenzi independente, exact cum ar trebui să fie la mașinile de lux. Din punct de vedere ergonomic, dacă ai condus o mașină germană din ultimii 10 ani, nu vei găsi nimic neregulă. Vreau să văd dacă activez Night Vision-ul, se aprinde camera, poți să vezi în ecranul tabloului de bord navigația. Dacă ieșim de aici, mergem la navigație, observăm harta că se extinde și pe vitezometru, dar dacă apăsăm pe butonul de view, revine vitezometru. Grafica, rezoluția și refresh rate-ul la aceste două ecrane sunt foarte, foarte bune. Până și Dan a spus acest lucru. Îmi place că s-a păstrat ceasul analog, iar gurile de ventilație imită niște aripi sau bâul de la Bentley. Și dacă vrei să oprești fluxul de aer la aceste guri de ventilație, apeși pe aceste butoane metalice. Exact ca la modelele din trecut. În rest, comenzi clasice pentru sistemul de climatizare și schimbătorul de viteze tradițional și trebuie să apeși pe bâul de la Bentley ca să schimbi treapta de viteză sau o treci așa în parc. Însă hai să arătăm și camerele. Camere 360 de grade de o rezoluție foarte bună. Excelentă aș putea spune. Punem înapoi în parc și hai să vedem sistemul de infotainment care este schimbat față de fosta generație Bentayga. Este similar cu ceea ce găsim pe Flying Spur, cu o grămadă de funcții, o grămadă de setări, răspunde bine, Apple CarPlay, Android Auto, full screen, la o rezoluție excelentă și setări pentru sunet, pentru sistemul de sonorizare Naim. Nu îți oferă prea multe complicații, setările le accesezi ușor, în special pentru cele pentru modelul hibrid, autonomia, bateria și, într-adevăr, grafica este foarte bună. Se simte foarte similar cu ceea ce oferă Porsche pe ultimele lor modele, asta pentru că sistemul este în principiu același. Ecranul este același și sistemul, puterea de procesare sunt aceleași. Se spune că ecranele îmbătrânesc cel mai mult o mașină în timp, dar nu cred că vei avea probleme cel puțin 10 ani cu această mașină. Asta dacă o ții atât de mult. Și mai avem aici butoanele de ESP off, un buton foarte mare, Hill Descent Control și controlul rotativ pentru modurile de rulare. Ai Bentley, care este modul standard în care pornește mașina, Comfort, Custom și Sport. Și dacă vrei să reglezi tu fluxul de putere, ai aici un buton pentru E-Mode, în care poți să mergi pe electric, poți să mergi pe hibrid sau poți să mergi pe hibrid, dar să menții starea de încărcare a bateriei. Practic, mergi la drum lung și atunci când intri în oraș, ai bateria deja încărcată și mergi pe electric în oraș. În spate, cei de la Bentley au mărit spațiul la picioare odată cu faceliftul, deoarece au compartimentat mai bine bancheta și portbagajul și astfel stai în spate mult mai bine. Bancheta este foarte confortabilă,
puțin profilată și ai reglaj 40 de grade. La pre-facelift erau vreo 32 de grade. Ai reglaj 40 de grade să stai cât de confortabil poți. Materialele sunt la fel de bune precum în față. Ai geamuri dublu laminate și în față și în spate. Lumină, cârlig pentru haine, mânere și o cotieră. Dacă alegi versiunea cu 4 locuri, atunci ai o consolă centrală cu mult mai multe funcții, inclusiv frigider. Dar și aici, la această variantă, avem suportul de pahare capitonate cu un soi de cauciuc. Evident, avem climatizare în spate, două USB-C-uri, o priză de 12V și, ia fiți atenți aici, o tabletă care iese și tu poți controla mai multe funcții, precum parasolare, precum climatizare, scaune, iluminare, vehicul sau setări. Iar această tabletă este grea, este metalică și este grea, adică nu este o tabletă din aceea din plastic ieftin. Ea se pune la loc foarte simplu, magnetic, dar o poți controla și de aici. Ai și isofixuri în spate ca să pui scaune de copil dacă vrei așa ceva și chiar și cu trapa ai la cap spațiu mai mult decât suficient și la picioare la fel. Deși are 5 locuri, nu recomand să stea nimeni în spate, poate doar un copil. Că mai bine stai cu minte pe locurile din lateral. Și un ultim detaliu și cu asta încheiem la în spate. În mânera aici avem butoane de încuiere și descuiere mașină. Pentru că e posibil ca proprietarul sau cel care a cumpărat mașina să stea în spate. Iar atunci când vrei să deschizi ușa, dacă vine cineva din spate, ai un LED aici care se iluminează și se face roșu. Se face toată această porțiune roșie, te avertizează că vine ceva din spate și să nu deschizi ușa. Nu poți pleca la drum cu un Bentley fără să activezi scaunele încălzite. Ai și buton de auto pentru scaunele încălzite, astfel încât mașina știe singură ce treaptă să îți facă și nu știu dacă vedeți, dar centurile de siguranță nu au buton de reglare. Asta pentru că tot reglajul se face de la scaune. Am pornit pe modul confort, pe modul electric și se aude un pic de motor electric, dar nivelul de zgomot în această mașină sau nivelul de confort acustic este sublim. Sublim! Nu auzi nimic. Ia să vedem. Și noi acum accelerăm electric. Și mașina are două pastiluțe de kickdown. Una pentru a trece din modul electric în modul hibrid și unul pentru full kickdown. Dar nu vreau. Pentru că acum, uite, acum a pornit. Și pastiluța se sparge destul de ușor. Având 700 Nm cuplu, nu simți viteza în ea. Fiind atât de silențioasă, efectiv nu simți viteza în această mașină și e posibil să-ți pierzi permisul. Eu nici măcar nu trebuie să ridic tonul ca să mă auziți. Dar pentru că avem de-a face cu un Bentley, trecem prin modul B, adică Bentley, un mod de Grand Tourer, ajungem în modul Sport, nu mai poți controla fluxul de energie pe modul Sport și hai să vedem cutia pe sport. Hai să vedem cum trage mașina. Uhu! Auzi puțin V6-le, dar cuplul acela electric efectiv te transportă de la, te teleportează, cam așa te simți. Și la o mașină de 2,7 tone, manevrabilitatea este exemplară, sincer. Chiar dacă nu ai foarte mult feedback în direcție, așteptările sunt totuși depășite. Confortul chiar și pe modul sport este incredibil. Și ai puțin feedback acustic în interiorul cabinei că motorul merge. Și dacă tot suntem pe modul sport, hai să trecem pe modul manual. Cutia schimbă pe nesimțite. Pe nesimțite schimbă. A doua. Și acum avem 4000 și ceva de rotații pe minut și aproape că nu se aude motorul. Ținuta foarte neutră. Ce-i drept, nici eu nu exagerez, că nu e mașina cu care să faci asta. Dar
poți merge rapid cu mașina aceasta fără să-ți dai seama de viteza cu care mergi. Intri într-un viraj și totul este ținut sub control. Ai bare stabilizatoare active, 48 de volți, același sistem care, apropo, modulul de comandă al lor e făcut în România, la Continental, la Timișoara. Și răspunsul la pedală este interesant. Apeși puțin pe pedală și mașina oricum urcă. Dar dacă vrei să apeși mai tare, atunci ai o oarecare rezistență, tocmai ca să nu apeși prea tare pe pedală. 50 de km pe oră, 53. Să vedem un kickdown pe modul sport. A răspuns bine. A răspuns atât de bine încât eu din kickdown, împingându-mă în scaun atât de mult, mi-a tras piciorul înapoi de pe pastiluța de kickdown. Hai să o trecem și în modul Bentley, modul recomandat de producător, modul GT, modul Grand Tourer și modelul său hibrid, modul hibrid. Acolo unde mașina se simte probabil cel mai bine, deși eu merg cu ea pe confort. Acesta este modul de drum virajat cu familia în spate. E fabulos, cred că e cea mai grea mașină pe care am condus-o și nu mă refer aici la dube, camioane, autobuze și alte chestii. Mașină, SUV, cred că este totuși cea mai grea. Bateria 17,3 kWh este în spate și observ că nu se descarcă prea ușor, prea repede. Mai ales în modul hibrid, mașina își face bine treaba. Și eu acum merg cu scaune încălzite. Am uitat să pornesc volanul încălzit, butonul fiind pe volan, cu masajul pornit. Mă simt regele șoselelor. Vizibilitatea este bună, față-spate. Camerele au vizibilitate, au o grafică foarte bună. Padelele sunt apropiate de tine aici, dacă vrei totuși să schimbi pe manual. Și îmi place că îți apare acolo, în fiecare mod, garda la sol a sistemului de suspensie pneumatică. Și dacă o treci pe sport, coboară garda. Bine, mai contează și viteza cu care mergi. Este o mașină relaxantă. Este o mașină de lux adevărată. N-ai avea nicio problemă să mergi cu ea zi de zi, însă prin București probabil că ai avea niște probleme pe străduțe. Mașina aceasta este făcută să parcurgă întregi continente, nu altceva. Sunt curios cum frânează o mașină de 2,7 tone, pentru că un plug-in hybrid, de obicei, prima cursă a pedalei o are pentru regenerare. Însă la Bentley nu au mai făcut acest lucru. Deci mergi, hai să vedem, 60 de km pe oră, apeși pe pedala de frână, se simte ca o pedală de frână normală. Nu are deloc acel feeling de fals, de regenerare. Și dacă vrei să frânezi bine de tot, ai 400 de mm pe față, 380 mm pe spate, discuri și o forță de frânare mai mult decât suficientă. Ia să vedem. Și s-a oprit. Într-adevăr, simți un pic tangajul când frânezi, dar na. Și, a, uite, n-am făcut o plecare de pe loc. Ia să vedem. Limita e 90 pe aici, drumul este pustiu, sport, așa. N-avem launch control. Oh. 5,5 secunde, mai mult decât suficient. Uhu! Pe sport chiar are un răspuns bun și îți poți pierde permisul foarte ușor mergând chiar și relaxat pe modul sport. Volanul, într-adevăr, este grosuț. Cusăturile le avem pe interior. Volan în două tonuri, poți avea volan într-o singură nuanță sau în două. Padelele sunt și ele metalice. Se simt bine. Este o mașină deosebită.
modul în care trebuie să mergi cu ea este confort EV drive sau confort hibrid. Că dacă vrei să ajungi pe un drum neasfaltat cum este acesta, pe lângă faptul că murdărești mașina, tot nu vei avea nicio problemă. Dar nu este făcută pentru așa ceva. Deși britanicii cumpără Bentayga pentru a merge la vânătoare cu ele. E o mașină care mă face să zâmbesc. E un produs special. Calitatea interioară este superbă. Sistemul audio este divin. Masajul este extraordinar. Într-adevăr, anumite comenzi sunt luate de la Audi, dar nu foarte multe. Uite, eu merg acum pe modul hibrid, 80 de km pe oră și nu simt viteza. Nu simt viteza. Am 1100 de rotații pe minut. Ce mai vrei mai mult de atât? Să știți că SUV-urile acestea premium, Bentayga, DBX, Urus, Cayenne, Cullinan, au și ele un rol. Că dacă n-ar fi ele, brandurile nu ar mai vinde așa mult și nu ar mai face produse atât de bune. Banii ce vin de la aceste SUV-uri se duc și către alte modele. Ai un Bentayga, ai un Continental mai bun. Ai un Cayenne, ai un 911 mai bun. Ai un Urus, ai un Huracan mai bun. Și pot să le înțeleg rolul, în ciuda faptului că unii cred că diminuează puțin din imaginea brandului sau din esența brandului. E bine, nu sunt de acord cu asta. Eu am mai condus Bentley-uri, n-am condus niciunul cu W12, dar am condus Bentley-uri V8. Și deși există diferențe, nu pot să spun că Bentayga Hybrid nu este un Bentley adevărat. Este. Chiar dacă are doar 6 cilindri, prinde doar 254 de km pe oră și accelerează de la 0 la 100 în 5,5 secunde. Asta chiar că nu e o cifră mică, 5,5 secunde pentru o mașină de 2,7 tone. Sunt curios dacă pe viitor vom vedea un Bentayga EV. Chiar sunt curios. Probabil cu ceva tehnică luată de la Taycan. Una dintre cele mai relaxante experiențe pe care le-am avut vreodată. Și nu vreau să opresc mașina, nu vreau să o duc înapoi, nu. Vreau să mă bucur de ea în continuare, să-mi conectez telefonul la Apple CarPlay, să ascult muzică pe Naim. Omul se trage din maimuță și mașina din căruță, însă Bentley se trage dintr-un cal pur sânge. Poate există SUV-uri mai rapide, mai agile, SUV-uri mai luxoase, însă Bentley, Bentayga, este tatăl lor, este still the daddy, cum ar spune americanul. Hai să vă aud în comentarii ce părere aveți despre mașină, nu uitați că ne ajută un like, un share, un subscribe, nu uitați că noi suntem AutoVente și te ajutăm să-ți găsești viitoarea ta mașină nouă. Mulțumim Dressit.ro și Spark of Fashion pentru ținuta mea de astăzi. Nu uitați că dacă vă achiziționați o mașină prin AutoVente și primiți și cardul de carburant Fill & Go de la Rompetrol în valoare de 150 de lei. Și acesta a fost Bentley Bentayga Hybrid. Vreau să vă spun un detaliu interesant. De fiecare dată când iau un Bentley la test, vă zâmbesc ca prostul. Și cu asta v-am pupat.